Iată că așa cum ne-a obișnuit vremea ne dă în continuare bătăi de cap. Dacă ieri ne-am bucurat de soare, astăzi ne confruntăm cu un adevărat vânt polar. Vântul a bătut cu putere în mai multe județe din sud-vestul țării și în zona de litoral. Veștile nu sunt bune pentru mare parte a țării nici pentru noaptea care urmează. Temperaturile scad dramatic pe fundul unui aer polar oceanic care vine dinspre nordul Europei către sud-estul acesteia. Astfel că aerul polar de pe teritoriul României aduce valori termice mai scăzute cu 10 grade, dar și îngheți pe ari extinse în Transilvania, Moldova, Muntenia și Dobrogea și temperaturi apropiate de pragul gerului în cursul dimineților de miercuri și joi. Precipitațiile vor fi puține și se vor semnala mai ales la munte, azi și mâine. Temperaturile vor crește din nou abia de la începutul săptămânii viitoare.